la ce duce privatizarea unui parc, la distrugeri de spații verzi. Ce au făcut, ce au dres, toți copacii i-au omorât. Și organele de control, garda de mediu, poliția nu face nimic ca să apere plămânii capitale. Așa că oamenii, locatarii, activiștii civici, societatea civilă s-au apucat să facă proteste sau, iată, acțiuni civice de promovare a implicării. Vrem spații verzi în capitală. Am ieșit în parcul IOR, Alexandru Ioan Cuza, cum se mai numește el, și facem activități pentru sănătate. Să găsească o soluție, să restabilească pădurea ce era aici parc, dar nici de cum să nu se bage betoane, blocuri noi, că și așa e sufocată capitala, e dintre cele mai poluate din Europa. Copiii să învățați să apere. Foarte bine. Situația juridică a terenului, din ce știu, e proprietate privată. Și a scris el plângere că îl deranjează că suntem noi aici, proprietarul? Ascultați-mă, deja avem o cu totul altă discuție. Deci hai, nu. Te grăbești? Uite. Doar că aici am lucrat eu mai larg și... Dar mă pot și eu să fac chestia. E un plus cu vată.